6 august 2019 rămâne un moment de referință atât pentru credincioșii romano-catolici din Moldova, cât cu siguranță și pentru cel care a început la această dată slujirea oficială în calitate de episcop. Consacrarea episcopală și luarea în posesie canonică a diecezei romano-catolice de Iași a fost un moment cu o încărcătură emoțională deosebită pentru preasfințitul Iosif Păuleț. Vă rog să ne descrieți stema pe care o aveți în spate, stema pe care ați ales-o, cu motoul pe care la fel l-ați ales, și să precizăm faptul că e tradiție sau e obligatoriu, nu? Ca fiecare conducător să își aleagă stema și motoul. Nu este obligatoriu, este o tradiție care se păstrează mereu în biserică, orice episcop să aibă o stemă care să îi explice, de fapt, gândirea lui, planul său pastoral, ce vrea anume să îndeplinească în timpul mandatului său. Sigur, am fost ajutat în privința aceasta și pe această cale vreau să-i mulțumesc monseniorului Ionuț Streja, care lucrează în diplomația vaticană și care este din Suceava, de unde am venit eu aici în slujirea aceasta de episcop. Și el când a auzit, și sigur a știut, cred, înaintea mea, nu știu, lucrând în diplomația vaticană și în oricine este ales acolo, m-a sunat și mi-a spus, trebuie să vii la Roma. Și m-am dus, cum am fost astăzi, și a doua zi seara m-am și întors înapoi. Și el m-a ajutat ca să-mi iau și veșmintele, că aici era greu ca să fac în termen scurt aceste veșminte. Sunt acestea care le vedeți pe mine, dar este și haina cealaltă, de culoare violet, roșii pentru cardinal, pentru episcopii culoarea mof, violetă, și m-a ajutat. La fel și celelalte însemne episcopalului, vedeți crucea care o am aici, am urmărit o temă împreună și el m-a ajutat. E bunul păstor, este imprimat, pe inelul episcopal la fel bunul păstor, și cârja pastorală, e un alt semn specific episcopului, și acolo este imaginea bunului păstor. Îi mulțumesc monseniorului Ionuț, dacă mă urmărește acum, îi spun un mulțumesc frumos și pe care aceasta. Și sigur mă va ajuta și în continuare când va lucra acolo, chiar în Vatican. Au și ei un mandat de câțiva ani care se reînnoiește, probabil, nu știu exact regulamentul. Deocamdată este acolo și încerc să profit cât este acolo pentru a face cât mai mult bine bisericii noastre locale, care mereu este în legătură cu Papa. Știți că noi avem conducerea aceasta unică, urmașului Petru, episcopul Romei, este conducătorul vizibil al Bisericii lui Hristos. Pentru că invizibil este întotdeauna Hristos, care lucrează prin Duhul Sfânt. Și prin acest Duh a lucrat, alegându-mă și pe mine, schimbându-mi planurile mele, în, așa cum v-am descris la început. Și îi mulțumesc monseniorului Ionuț Trejac pentru ajutorul pe care mi l-a acordat și sper, cu dragă inimă, e dispus să mi-l acorde și în continuare. Și cu ajutorul lui am apelat, sau el a apelat la un specialist în heraldică și a făcut această scenă, dar m-a întrebat cum văd eu lucrurile, ce anume vreau să transmit eu în special, care sunt obiectivele mele în slujirea aceasta de episcop. I-le-am descris, el le-a descris specialistului și a ieșit această stemă care se reprezinte. Toate au un simbolism. Aveam imaginile care le-am dat ca amintire la... Pare rău că n-am luat una acum ca să vă arăt. Pe spate am pus o scurtă biografie a mea și explicarea sumară a acestei steme episcopale. Dominant în această stemă episcopală este Hristos prima dată, pentru că, vedeți, este o cruce aurită, care este semnul mântuirii noastre, crucea lui Hristos. Sunt patru puncte acolo sus marcate cu roșu,
care reprezintă principalele răni ale lui Isus. El ne-a mântuit prin suferință, prin moarte, prin dăruirea totală față de noi. Apoi Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif. Sfânta Fecioară Maria reprezentată de acea stea cu 7 colțuri argintie, și pentru că cea cu 8 colțuri este pentru Hristos, cu 7 colțuri, steaua cu 7 colțuri este a Sfântei Fecioare Maria, cu unul mai puțin, pentru că Preasfânta Fecioară Maria nu este Dumnezeu. Trebuie să aibă grijă toți cei care o cinstesc, mulți o cinstim pe Sfânta Fecioară Maria, să știm că nu este ea Dumnezeu, este o făptură ca și noi oamenii, dar care a avut o misiune cu totul și unică, o misiune specială de a fi mama răscumpărătorului nostru, mama Fiului lui Dumnezeu. De aceea acordăm o atenție cu totul deosebită. Eu am reprezentat în stema episcopală pe Maica Domnului cu această stea pusă pe un fundal roșu, roșu fiind semnul iubirii și dusă până la extrem martiriu, sângele. Apoi patronul meu, nu puteam să-l lăs deoparte, pentru că totdeauna am avut o evlavie și voi avea evlavie deosebită față de Sfântul Iosif, reprezentat prin floarea de nard. Este o floare rară, la noi este cunoscută floarea de crin și în icoane și în statuile noastre Sfântul Iosif apare cu această floare în mână. Toți spun că e de crin, dar în tradiția bisericii, simbolic, Sfântul Iosif este reprezentat de floarea de nard. Și apare pe un fundal galben. Acest galben vrea să arate culoarea aurie, culoarea credinței, simbolul credinței și simbolul împărăției lui Dumnezeu, împărăția de aur, spunem noi, unde trebuie să ajungem, să este ținta finală a vieții noastre. Și aceasta apare pe un scut. Scutul credinței, așa cum vedeți în imagine. Iar pe banderola de acolo trebuia să aleg un motou. Și motoul pe care l-am ales este unul la care eu am ținut foarte mult și în viața mea de preot, când recitam la Sfânta Liturghie imnul Gloria, totdeauna recitam așa cu apăsând pe aceste cuvinte: Tu solus sanctus, Tu solus dominus, Tu solus altissimus. Iesu Christe, cum Spiritul Sancto în Gloria Dei Patris, textul latin, am spus acum, pentru că limba latină este limba oficială a bisericii noastre. Și am prins când eram copil, când se celebra Sfânta Liturghie, numai în limba latină. Numai predica, după ce se citea Evanghelia în limba latină, apoi se citea în limba română și se făcea predica. Dar revin la acest motou. Din acest context, l-am explicat și în cuvântul final de la consacrarea mea, aceste cuvinte, spunea specialistul în heraldică, să fie mai puține, 3 cuvinte. Eu voiam să fie Tu solus sanctus, Tu solus dominus. Tu singur sfânt ești Doamne, Tu singur ești Domn. Domn de la dominus, care înseamnă domn, stăpân. Și am păstrat numai acestea două, Tu solus dominus. Toată viața mea am trăit și voi trăi, sper, cu ajutorul lui Dumnezeu până la sfârșit, recunoscând această supremație a lui Dumnezeu. Și recomand tuturor să o facă, pentru că nu noi suntem, cum se spune popular, buricul pământului, nu noi suntem Dumnezeu, unul singur este Dumnezeu. De altfel și Biblia spune că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, eu și nu altul. Este supremația lui Dumnezeu pe care, dacă o recunoaștem cu umilință, cu trăire adevărată, n-avem decât de câștigat. Și Dumnezeu știe să ne binecuvânteze și să ne ajute recunoscându-i această supremație. De altfel, noi știm și din Biblie cu răzvrătirea îngerilor. Toți au fost frumoși, buni, strălucitori, dar în frunte cu Mihail, cine e ca Dumnezeu în traducere, o parte din ei s-au răzvrătit. Și dacă s-au răzvrătit, singuri și-au ales și soarta. Nu insist asupra acestui lucru, revin la această stemă episcopală și asupra cuvintelor Tu solus dominus. Acestea sunt în esență
caracteristicile stemei episcopale, este apoi pălăria aceea care vrea să scoată în evidență și apare, cred că de la toate stemele pe care și le aleg episcopii, cardinalii și chiar papa, pălăria aceea de cardinal, de ierarh în biserică. Și cu canafii. Da, canafia așa este mai în toate, dacă o să vă uitați, apare acest simbol. Când am fost consacrat, la sfârșit, în cuvântul final, am și spus cele trei idei principale pe care vreau să le urmăresc în toată activitatea mea de slujitor al bisericii: gloria lui Dumnezeu, binele și înflorirea bisericii și mântuirea. Mântuirea oamenilor și odată cu ea mântuirea noastră, a celor care îi conducem pe oameni la mântuire. N-am spus iarăși un lucru pe care vreau să-l explic acum, n-am spus mântuirea sufletelor, pentru că omul nu are numai suflet, omul are și trup. Și așa cum omul se îngrijește foarte mult de trup, unii în exclusivitate trup și nici nu se gândesc că au și un suflet, noi trebuie să ne mântuim în integritate. Și trup și suflet. Nu putem să ne mântuim trupul și să ne osândim sufletul sau invers. Ori ne mântuim în totalitate, ori ne osândim în totalitate. Și arăși aș mai spune aici că mulți judecă greșit pe Dumnezeu. Ce rău e Dumnezeu, că de ce Dumnezeu așa, că de ce Dumnezeu face asta, că Dumnezeu e rău, de ce să ne osândească? Nu Dumnezeu ne osândește, nu Dumnezeu ne vrea rău. Noi singuri ne-l facem, pentru că facem alegeri greșite. Dumnezeu ne-a creat liberi, mare mister și libertatea. Dumnezeu ne-a creat liberi și trebuie să știm să folosim cu înțelepciune libertatea noastră, dându-i prioritate în toată existența noastră, supremația lui Dumnezeu de care vorbeam, tu solus dominus, și să ne îngrijim de persoana noastră în integritatea ei, trup și suflet. De altfel, acum și avem sărbătoarea adormirii Maicii Domnului și această sărbătoare ne determină la o reflexie serioasă asupra mântuirii noastre integrale, ca oameni. Fecioara Mare a fost ridicată la cer cu trupul și cu sufletul. Sigur, trupul glorificat, suferind acea transformare pe care nu o putem exprima în cuvinte omenești, dar este o realitate și au văzut-o, au constatat-o cei care l-au văzut pe Hristos înviat. Și Iisus îi spune, eu sunt, dați-mi să mănânc ceva. Nu altul, nu sunt o nălucă. Deci sunt lucruri în religie și în toate religiile care se cheamă mister sau mistere pe care mintea noastră nu poate să le cuprindă, dar le acceptăm pentru că așa ne-au fost revelate și le credem pe baza autorității lui Dumnezeu, cel care ni se revelează. Așa că trebuie să avem grijă, noi cei care suntem puși să conducem, avem funcții de conducere în biserică, să îi mântuim pe oameni și în același timp să avem grijă, nu cumva ajutându-i pe alții să se mântuiască, noi să ne osândim, pentru că noi și papa și cardinalii și episcopii și preoții și diaconi, tot clerul bisericii, nu suntem îngeri, suntem oameni. Și dacă suntem oameni, suntem supuși slăbiciunii. Și ca să ne menținem pe linia cea dreaptă și bună, trebuie să luptăm. Noi tot învățăm pe credincioși, dar trebuie să luptăm și noi, cu noi înșine, pentru a ne menține pe o linie frumoasă, demnă și a fi exemple pentru cei pe care îi conducem. Și așa trebuie să facă și cei care conduc destinele omenirii din punct de vedere al societății civile. Și președinte, și miniștri, și așa mai departe. Să fie modele pentru cei pe care îi slujesc. Unul din cuvintele pe care le-ați dezvoltat în cuvântul de la Sfânta Liturghie de Consacrare au fost, de fapt, mulțumire și slujire. Și ați vorbit despre slujire și ne-ați tradus, să spunem, scopul celui mare care trebuie să-l slujească pe cel mic, contrar obișnuinței. Da, am explicat atunci, da? Asta e logica lui Dumnezeu. Și aminteam atunci de Părintele Viorela Bavei, îi spun numele acum și o să bucure că îi amintesc și numele, poate sau denumirința lui, poate am făcut cu dânsul, el este, așa cum știți, confesor la catedrală.
Și într-una din reflexiile pe care mi le-a făcut în timpul pregătirii spirituale pentru momentul important al vieții mele, vorbea tocmai despre acest lucru, că dacă Dumnezeu încredințează cuiva o misiune, asta înseamnă că îl face mare. Și dacă îl face mare, și mai ales dacă slujirea este de importanță mai mare, cum este slujirea episcopală, cu atât spune că Dumnezeu vrea să facă și mai mare. Dar aici intră imediat în joc logica lui Dumnezeu, potrivit căreia cel mare trebuie să slujească pe cel mic. Și ziceam atunci că e contrar logicii gândirii noastre omenești, când cel mic trebuie să slujească pe cel mare. Așa gândesc toți. Ești al meu, te țin sub papuc, faci exact cum spun eu. Nu, la Dumnezeu este invers. Și nu e singurul caz. Când rămânem uimiți de modul lui Dumnezeu de a gândi contrar gândirii noastre. Cel mic nu trebuie să slujească pe cel mare, ci invers. Și exemplul ne l-a dat Hristos, care la cina de taină. El, Domnul Maestru, la un moment dat, pe surprinderea apostolilor, își ia un șorț, un vas cu apă și îi cheamă la rând pe toți, le spele picioarele. Și au rămas cu toții uimiți. Cum, Doamne, Tu, Maestru, șeful nostru, stăpânul nostru, Tu să ne speli picioarele în veci, cum spune Sfântul Petru, în veci nu vei spăla nimeni picioarele. Petre, dacă nu spăl picioarele, nu vei avea parte. Doamne, atunci spală-mă tot, spune Sfântul Petru. Este frumos de tot relatat acest episod din viața lui Iisus, care evocă slujirea. Dacă eu, Domnul, spune Iisus, v-am spălat picioarele, adică v-am slujit și voi sunteți datori, că i-a trimis în lumea întreagă, mergeți, predicați Evanghelia, și voi sunteți datori să spălați picioarele altora, adică să vă umiliți. Cel mare să-l slujească de cel mic și nu invers. Pentru că slujind, dobândim credibilitate și apreciere și iubire din partea celor pe care îi slujim. Și atunci se creează atmosfera aceea plăcută, chiar admirabilă, ar fi, cred că, raiul pe pământ, dacă am înțelege toți acest spirit de slujire care trebuie să domine în cei care conduc destinele omenirii sau destinele unei țări sau unei comunități. Ca și în familie. Familie, tata și mama sunt chemați să slujească. Nu numai tatăl, că așa spune, tatăl este capul familiei și avem atât de cazuri. Că eu cânt, tu joci. Unde este iubirea adevărată, este și slujirea adevărată. Acolo este iubirea adevărată, unde este slujirea adevărată. Slujind, creăm un ambient frumos, propice, drag, plăcut. Și tot dragul să trăiești. Și în familie, și în comunitate, și pe fața pământului. Ați vorbit și despre harul pe care îl au persoanele consacrate și cât de important este ca preoții, diaconii, persoanele consacrate în general să aibă har și să nu ne uităm doar, știu eu, la ei prin prisma hainelor pe care le poartă, ci să încercăm să pătrundem dincolo de aceste aspecte care apar așa, să spun, în prim plan și să vedem harul pe care l-au. E important, nu? Ca persoanele consacrate. Sigur, haina îl poate ajuta pe cel consacrat, pe cel care își dedică viața lui Dumnezeu, îl poate ajuta să-și trăiască mai bine propria vocație. Dar vocația nu stă în haină, este doar un semn extern care îl poate ajuta, cum ajută hainele pe care le avem specific, noi episcopii. Crucea, vedeți, care trebuie să ne aducă aminte totdeauna că viața noastră trebuie să fie de slujire, să ne purtăm crucea, inelul care este semnul legământului nostru cu biserica. Și acum în căsătorie este soțul, soția și au inelele pe care și le împart reciproc și se le aduc aminte de a trăi în unitate, în iubire. La fel noi primim în momentul consacrării ca semn distinctiv și acest inel, care înseamnă semnul unirii cu biserica. Eu ca mire, poporul încredințat slujirii mele ca mireasă. Și este semn de fidelitate, de slujire a poporului lui Dumnezeu. Și apoi bastonul, care este semnul, cum este un păstor, are un baston ca să poată dirija, să poată conduce oile pe drumul cel bun. Dacă una e mai obraznic, mai pune
Trebuie să mă face un păstor, ăsta e semnul cârjei episcopale. Și apoi este mitra, n-am venit acum cu mitra, o purtăm în timpul celebrărilor, care este semnul demnității episcopale, a regalității, unde trebuie să ajungem și să-i conducem și pe oameni în Împărăția lui Dumnezeu. Dar fiecare vocație, și mai ales aceasta la viața consacrată, la viața de dăruire în slujba lui Dumnezeu, este însoțită de un har special, potrivit stării pe care Dumnezeu îl dă. Eu dacă am acceptat ca să fiu episcop, m-am bazat și mă bazez în totalitate pe acest har al stării. Dar asta și în măsura în care eu mă prezint și voi fi ca un instrument docil în mâinile lui Dumnezeu. Așa cum este lutul în mâna olarului, așa trebuie să fim noi în mâna lui Dumnezeu. Și dacă, spunem, misiunea care este încredințată din punct de vedere uman, gândim, mă depășește, nu o să pot face față. Ne încredem în puterea lui Dumnezeu, pentru că dacă citim Biblia, observăm acest mod surprinzător de a lucra lui Dumnezeu cu oameni care în mare parte ia dintre cei simpli. David, cel mai mic din familie, și nu a trecut profetul ca să lungă, ca rege, că toți spun, nu ăsta, ăsta nu-l vreau, că ăsta e prezentat cel mai mare, voinic. Nu, și mai este unul prăpădit, care e cu oile. Nu, să vină încoace. Și pe ăla l-a ales. În Fecioara Maria, o tânără simplă, din Nazaret. Dumnezeu alege să fie mama fiului său. Nu spun între apostoli, Sfântul Petru și ceilalți, majoritatea erau oameni simpli, pescari, neștiutori de carte. Și pe Petru, nu pe Paul, Paul care era doct, era învățat la școala lui Gamaliel, pe Petru îl pune Iisus în fruntea bisericii. Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea. E surprinzător acest mod al lui Dumnezeu, cum a fost și pentru mine. Eu mă așteptam să fiu ales episcop pentru că n-am apucat să merg și nici n-a fost ales să merg să fac studii cu doctorate și licențe și de aceea nici nu mă așteptam. Dar se vede, Dumnezeu are alte planuri și am spus, Doamne, dacă Tu mă vrei, probabil cu această experiență care este de foarte mare folos în fruntea diecezii și de vicar și de paru și de spiritual la seminariile cele două și de decan atât în zona Trotușului cât și în zona Bucovinei, am avut ocazie să cunosc multă lume, să intru în contact, să mă confrunt direct cu foarte multe probleme. Și dacă Dumnezeu mă vrea, spus, Doamne, dacă mă vrei, sunt sigur că Tu îmi vei da și harul stării ca să-mi pot împlini misiunea pe care mi-o încredințez. Deci este harul vocației, harul stării pe care să-l primim și cu care să colaborăm. Vocația, un cuvânt foarte important, cu siguranță, și chiar dacă nu l-am numit până în acest moment, a fost vorba despre vocație până acum și aș vrea să închei acest dialog cu Preasfinția voastră amintind cuvintele de la finalul liturghiei de consacrare. Spuneați atunci, Dumnezeu a pus ochii pe mine, vreau să fiu un păstor bun al diecezei de Iași. Este un angajament față de Domnul nostru Iisus, este o mărturie de credință, aș spune, față de credincioși, față de cei care v-au ales, față de întreaga turmă pe care o veți conduce, față de credincioșii din dieceza de Iași. Aveți în vedere un program pastoral care continuă și ceea ce a lăsat, ceea ce a făcut Preasfințitul Petru și cu siguranță ați avut timp, nu știu dacă ați avut timp să vă gândiți pendelete. N-am avut timp prea mult să mă gândesc, dar cum spuneam mai înainte, trebuie să construiesc pe ceea ce găsesc. Nu înseamnă că asta ar fi o imprudență pentru oricine primește puterea să dea cu piciorul în tot ceea ce s-a făcut înainte, eu să mă arăt că sunt cineva, nu? Construim pe ceea ce găsim. Sunt atâtea lucruri frumoase și le-am scos în evidență, realizate de Dumnezeu, de spun de Dumnezeu, prin Sfințitul Petru Gheorghel. Deci voi prelua, voi continua, voi aduce eventual și înnoiri, după carisma, după darul pe care Dumnezeu îl dă fiecăruia și mi-l dă și mie, talanții de care vorbește Iisus în Evanghelie. Unul i-a dat unul, altuia trei, altuia cinci, dar trebuie să îi fructificăm. Așa mă voi strădui să fac și eu. Mi-am făcut un plan pastoral pe care l-am exprimat în cele trei cuvinte.
urmează să-l concretizez. Deci în toate vreau să urmez, să urmăresc slava lui Dumnezeu. În toate să fie preamărit Dumnezeu. Apoi aceea de a binele și înflorirea bisericii. Fac tot ce îmi stă în putință pentru ca biserica să apară bine, frumos, în fața lumii, așa cum a voit Iisus. Și al treilea, mântuirea, că ținta finală aceasta este. Prin biserică, prin Hristos, ajungem la ținta finală, care este fericirea paradisului, exprimată și în stema mea cu culoarea galbenă, împărăția lui Dumnezeu și simbolul credinței în același timp, pentru că pe drumul spre patria cerească trebuie să fim mereu însoțiți de credință unită cu speranță. De multe ori spuneam legat de acest lucru obiecții din partea unora la traducere de la liturghie, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, e vorba de a doua lui venire. Și mulți spunea, nu-i bine tradus acolo, că e speranță, cum așteptând speranța fericită? Fericirea pe care o sperăm. Dar nu e adevărat, pentru că speranța fericită, speranța este una, Hristos. Se identifică cu El. Deci credința și speranța merg împreună. Speranța noastră este Domnul. Dacă n-am avea pe Domnul, deci nu ne-am mai zbate atâta și această țintă finală. Noi mergem spre paradis, întăriți de credință și de speranță. Dacă n-ar fi speranță, nu spune proverbul italian, dum spiro, spero. Cât respir, cât trăiesc, sper. Speranța, dacă n-am avea speranță, nu știu cum am trăit pe fața Pământului. Dar legată mereu de credință. Așadar, dorința mea este ca să fac tot ce îmi stă în putință, susținut de Harul lui Dumnezeu, de lumina și darurile Duhului Sfânt, pentru că trăim în era Lui. Numai Duhul Sfânt este acela care face ca biserica să fie vie peste veacuri. Altfel ar fi fost distrusă, câți dușmani a avut și are biserica, sigur ar fi fost distrusă. Dar cuvintele lui Iisus se verifică, porțile iadului nu o vor birui. Când am terminat 8 clase, deja intrasem la seminar și am venit în prima vacanță acasă, mi-aduc aminte, m-am întâlnit în autobuz cu un profesor care era activist de partid. Atunci, știți, erau activiștii de partid. Și care, văzându-mă în față, știind că eu sunt deja la seminar și vreau să mă fac preot, discuta, eu am surprins discuția. Păi să vedeți voi că biserica în 10 ani de zile va fi distrusă, vin ideile noi, comuniste, așa mai departe. Au trecut nu 10 ani, au trecut 60 de ani cât de atunci și biserica, dimpotrivă, a înflorit. Deci de cum că se verifică cuvintele lui Iisus, porțile iadului nu o vor birui. Oricât ar încerca oamenii, dușmanii, cu toate metodele, până la cele mai rafinate de astăzi, să distrugă biserica, nu vor reuși pentru că biserica este condusă de Dumnezeu. Este condusă de Hristos, El este capul invizibil al bisericii, dar lucrează prin Duhul Sfânt pe care L-a trimis, ca să ne conducă în adevăr, adică la Iisus. Și dacă Duhul Sfânt lucrează, oricât s-ar împotrivi omului, nu va reuși să-l doboare pe Dumnezeu, să-l distrugă pe Dumnezeu. Reușesc într-un loc, reușesc în altul, nu forește mai mult în altă parte. Deci, încrezător în această lumină și hara lui Dumnezeu, am început munca mea de slujire în biserica locală, ca episcop al dieceziei de Iași, și sper cu ajutorul Lui să pot înfăptui cât mai multe lucruri frumoase, lăudabile, spre slava Lui, binele bisericii, mântuirea noastră. Vă mulțumesc pentru interviul acordat în exclusivitate și în premieră, pentru că e primul interviu amplu pe care l-ați acordat în calitate de episcop al diecezei de Iași. Sunt convinsă că telespectatorii TVR Iași au aflat multe lucruri noi despre preasfinția voastră, despre comunitatea catolică din zona Moldovei și sper să ne întâlnim cât mai des și în măsura în care permite programul și sunt dispus, pentru că noi suntem chemați să facem cunoscut pe Dumnezeu și adevărurile revelate de El. Iisus, când ne-a trimis pe apostoli, spune, mergeți și predicați Evanghelia, faceți cunoscut
cuvântul meu, învățătura mea. Și dacă astăzi avem aceste mijloace moderne de comunicare în masă, suntem chemați chiar oficial de biserică, prin toate recomandările care ni se fac, să îl vestim pe Dumnezeu folosind aceste mijloace de comunicare în masă, inclusiv TVR-ul, televiziunea locală sau cea națională și toate celelalte mijloace. Să-l facem cunoscut pe Dumnezeu, să ne ajutăm unii pe alții, să ne completăm unii pe alții cu același țel comun, fericirea veșnică. Asta înseamnă mântuire, să ajungem să posedăm pentru totdeauna fericirea adevărată și veșnică spre care aspiră ființa noastră din răsputeri. A fost interviul săptămânii cu preasfințitul Iosif Pauleț, noul episcop al diecezei de Iași, consacrat la 6 august 2019. Vă mulțumesc!